Un alt aspect important pe care l-am realizat în această perioadă, pentru prima dată în România și categoric în cadrul regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia, este de a elabora o metodologie de acoperire a unor cheltuieli personale din cadrul echipelor de proiecte ale autorităților publice locale pe costuri simplificate. Respectiv, se vor stabili niște standarde de cost unde vom deconta pe bază de timesheet-uri cheltuieli aferente personalului din cadrul echipelor de proiect, din cadrul autorităților publice locale, beneficiari în cadrul programului operațional regional. Suntem încă într-o fază, destul de avansată. În momentul de față, autoritatea de audit analizează această metodologie pentru a putea fi implementată la nivelul programului operațional.